ați venit la noi, în umila noastră locuință. Familia Sabău locuiește într-un apartament cu două camere. Casa este destul de spațioasă. Toate lucrurile sunt cumpărate cu greu, de-a lungul anilor. De aceea, Noemi și Nelu au grijă să le țină în bună stare. Mămica este mulțumită de casa ei. Asta e comoara mea, din toată casa. Fără asta n-aș putea trăi. N-aș putea trăi, credeți-mă. Noemi este o femeie cochetă. Și-ar dori mai multe haine, dar se limitează la bugetul familiei. Știe să se îmbrace adecvat fiecarei situații. Îmi plac cămeșile. Deci am așa asta neagră cu colan. Ce-mi place iar foarte mult și nu-i foarte antic. Roșu, să nu mă dai ochi. Îmi plac stilul ăsta de pantalon, deci lejer și elegant. Deci pentru serviciu, deci blugii nu sunt moarte după blugi. Ultima mea achiziție, să zicem așa. Pot să zic, îmi place acasă lejerul și foarte lejerul. Obsesia lui Noemi sunt unghiile bine făcute. Zilnic le acordă timp din programul ei. De obicei, la sfârșitul săptămânii, ne aranjez părul, îmi fac unghiile și... Dacă ai lacuri bune, te țin. Și unghiile, că spolvase după trenul, după urmată. Cu confirmare, da? În cadrul poștei române lucrez de 6 ani jumate. Momentan sunt oficiant. Încerc să mă descurc cât de bine. Dau tot din mine. Mai fac greșeli, că cine lucră greșește. Mai plâng cu tătură, mă duc în spate. Dragătură de plâng și vin înapoi. Fiind întreprinzătoare și bun organizator, Noemi este și administratorul blocului în care locuiește. Serviciu combinat cu asociația seamănă foarte mult. E greu să lucri cu oamenii și dacă vrei să faci ceva, trebuie să și rapsi. Marea pasiune a lui Noemi este fumatul. Și-a făcut un adevărat ritual în fiecare dimineață. Se trezește cu o oră mai devreme, la 5, pentru a avea timp să fumeze și să își bea cafeaua în liniște. Am început să fumez când eram pe clasa 11. N-ai fost fumătoare, că ne-am cunoscut, nu fumai. La bine, a fi fumat la 15 ani să-mi iau cu două țigări în gură. Sunt omul dimineții, chiar dacă mă trezesc greu. Deși dimineața îmi sună ceasul, eu am sărit sus, nu încă 5 minute. La capitolul gospodărie, Noemi face cât are chef. Când se satură de muncă și vrea la distracție, le lasă pe toate așa cum sunt și pleacă. Nu se uită înapoi. Așa-mi place să fac curățenie, cu muzica la maxim, săracii mei vecini s-au obișnuit. Las că ajunge pe astăzi. Mai facem și sâmbătă, dacă e prea curat, ce mai facem sâmbătă? Întrucât se enervează foarte repede, Noemi nu a reușit să se apropie de fata ei. Ar fi și dificil în condițiile în care în fiecare zi găsește motive să țipe la Iulia. Păi, Iubi, chiar ai nebunit, chiar îți va joc de mine, așa. Dar tu ți le adun să fie clar. Noemi este sufletul petrecerilor. Nimic nu-i place mai mult decât să fie cu prietenii, să se distreze. Are atâta energie încât până și pe Nelu l-a învățat să se bucure de viață.